Astăzi a avut loc ședința de învestire a noului prefect al județului Mehedinți. Este vorba despre Alin Isuf, caracterizat drept un om corect, integru și cu o vastă experiență în administrație. Prioritățile sale sunt dezvoltarea județului și crearea celor mai bune condiții de trai pentru locuitori. În prezent, Partidul Social Democrat, care de-a lungul timpului a primit votul de încredere al cetățenilor, ocupă astăzi trei funcții importante la nivel administrativ, precum cea de președinte al Consiliului Județean, primar al municipiului reședință de județ și, începând de astăzi, și de prefect de Mehedinți. Domnul Iusuf Constantin Alin se numește în funcție de prefect al județului Mehedinți. Semnează prim-ministru Nicolae Ionel Ciucă, contrasemnează ministrul afacerilor interne Lucian Nicolae Bode. Hotărârea are numărul 118 din 27 ianuarie. Domnule prefect, vă rog. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Mehedinți. Așa să mă ajute Dumnezeu. În cadrul ultimei ședințe de guvern, Alin Isuf a fost numit la cârma instituției prefectului din Mehedinți. Acesta este cunoscut pentru profesionalismul său, având de-a lungul timpului diverse funcții importante în Consiliul Județean Mehedinți. Cu multe emoții în cadrul evenimentului, Alin Isuf a mulțumit tuturor celor care l-au sprijinit și a transmis că va depune toate eforturile pentru ca instituția prefectului să fie una de încredere, receptivă, deschisă și disponibilă pentru orice proiecte, activități sau colaborări care să aducă beneficii județului. Domnului României și domnului prim-ministru Nicolae Ionel Ciucă. Mulțumesc domnului Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți, care m-a susținut în mod determinant și de la care am avut ce învăța pe parcursul acelor aproape 6 ani. Mulțumesc conducerii centrale și locale a Partidului Social Democrat. Mulțumesc pentru colaborare colegilor mei deosebiți din cadrul Consiliului Județean Mehedinți, oameni de o înaltă ținută morală și profesională. Mulțumesc tuturor acelora care, într-o formă sau alta, și-au arătat susținerea, încrederea sau aprecierea față de persoana mea. Și în ultimul rând doresc să aducem mulțumiri și domnului subprefect Cristinel Pavel pentru activitatea desfășurată în calitate de prefect în cadrul acestei instituții. Stimați invitați, județul nostru nu face parte din județele mari ale țării, dar în schimb are resurse naturale și umane mari, precum și un potențial de dezvoltare remarcabil în multe domenii. Locuitorii Mehedinți sunt oameni harnici, de bună credință și dornici, așa cum este firesc, să acceadă la un standard de viață superior. Cred că aici este esența menirii noastre, ca prin instrumentele și mecanismele instituționale de care dispunem, să ne punem realmente în slujba cetățeanului, iar prin demersuri și politici inteligente să contribuim la obținerea unui nivel de trai decent. Parcursul pe drumul bunăstării poate fi uneori anevoios, dar totuși nu pornim de la kilometru zero, pentru că de ani buni Mehedințul face pași hotărâți în acest sens. De pildă, sunt de notorietate investițiile Consiliului Județean Mehedinți din fonduri europene, dar și din fonduri proprii, în infrastructurile unor domenii fundamentale, precum sănătatea, transportul rutier, mediul, turismul sau învățământul, iar în perspectivă se conturează obiective cel puțin la fel de ambițioase. De asemenea, Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin a implementat și continuă implementarea unor proiecte interesante. Există preocupare continuă pentru atragerea investitorilor și implicita forței de muncă, dar și pentru obiective majore pentru comunitate, precum parcul industrial sau zona metropolitană. Șirul exemplelor de bună practică poate fi continuat și la nivelul celorlalte unități administrativ-teritoriale, unde programele naționale de dezvoltare locală, demarate începând cu anul 2017, precum și fondurile alocate de Consiliul Județean Mehedinți, au reprezentat oportunități concrete de dezvoltare, astfel încât actualmente vorbim de un număr extrem de redus de localități care să nu fi implementat nicio investiție de interes public.
Privind către viitor, perspectivele de evoluție ale județului se întrevăd într-o lumină favorabilă. La orizontul foarte apropiat se află un megaprogram de finanțare europeană, Planul Național de Redresare și Reziliență, care trebuie accesat și valorificat la niveluri maximale, care să permită potențarea cât mai eficientă a resurselor specifice locale. Totodată, sunt și vor fi la îndemână și alte programe, proiecte sau măsuri finanțate prin bugetul național, care pe fondul unei guvernări stabile, coerente, aplicate, vor crea negreșit climatul propice pentru o dezvoltare durabilă locală. Dorința mea este ca toate aceste provocări să le abordăm împreună într-un cadru instituțional predictibil, pe care îl văd posibil prin stabilirea unui parteneriat corect și onest între instituția prefectului și celelalte instituții, servicii publice deconcentrate, alte autorități locale pe care dumneavoastră aici le reprezentați. Vă asigur că, alături de colegii mei din cadrul instituției prefectului, pe o bună parte dintre ei îi cunosc și îi regăsesc în același loc după aproape 2 decenii. Vom încerca să creăm imaginea unei instituții de încredere, receptive, deschise și disponibile pentru orice demersuri, proiecte, parteneriate sau colaborări de natură a aduce beneficii județului. În încheiere, îmi exprim convingerea că împreună, prin eforturi conjugate, prin respectul arătat legii, cetățeanului, valorilor naționale și locale, prin utilizarea inteligentă a resurselor de care dispunem, vom reuși să oferim o bună guvernare județului, iar roadele sale se vor reflecta benefic în viața mehedințenilor, destinatarii legitimi a eforturilor noastre. Dumnezeu să ne dea sănătate tuturor și să ne ajute să realizăm cât mai multe lucruri bune pentru județul Mehedinți. Alin Isuf a dat dovadă de implicare în funcțiile pe care le-a ocupat până în prezent, făcându-se remarcat prin competențele sale. Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți, a declarat că are toată încrederea că noul prefect va gestiona cu succes toate problemele pe care le va întâmpina. Majoritatea dintre dumneavoastră îl cunoașteți pe actualul prefect, Alin Isuf. Mă uit în sală și văd că totuși sunt și primari care îndeplinau această funcție în perioada 2000-2004 și s-au intersectat de multe ori cu dumnealui. La vremea respectivă, în această perioadă, aproximativ 3 ani de zile lucrând în instituția prefectului județului Mehedinți. Majoritatea, ca să nu zic toți dintre cei care sunteți prezenți în această sală, cunoașteți de aproape 6 ani de zile de când am îndeplinit diverse funcții în Consiliul Județean Mehedinți. Și sunt convins că toți aveți aceeași părere, așa cum am și eu, aceea că este un om integru, un om corect, un bun profesionist, care sunt convins că își va face treaba în această funcție de prefect al județului Mehedinți, așa cum știe el mai bine și așa cum ne dorim și noi, cei care suntem prezenți în această sală. Pentru Consiliul Județean Mehedinți, pierderea lui Alin Isuf din această instituție este o pierdere a unui foarte bun profesionist. Sunt convins că va gestiona cu brio, alături de cei doi colegi subprefecți, problemele care se vor ivi în fiecare zi la această instituție pentru județul nostru, pentru că trăim într-o perioadă de pandemie și totuși cred că mai durează până când va lua sfârșit și sunt multe măsuri care trebuie sculate, așa cum spuneam mai devreme și domnul subprefect Pavel. Pe de altă parte, din punct de vedere politic, nu pot să ascund faptul că am satisfacția că astăzi, la un an și câteva luni de la momentul alegerilor locale și parlamentare în acest județ, Partidul Social Democrat, la vremea respectivă privind girul și votul mehedințenilor la alegerile locale și parlamentare, ocupă astăzi cele 3 funcții la nivel administrativ foarte importante, cel de președinte al Consiliului Județean, cel de primar al municipiului și de județ și începând de astăzi pe cea de prefect a județului Mehedinți. Și sunt convins că așa cum și-au pus oamenii speranțele în noi, că le vom duce la îndeplinire proiectele pe care și le doresc,
așa va face și noul prefect în această funcție. Pe de altă parte, urmează o perioadă destul de încărcată, așa cum spunea și Alin Isuf mai devreme, în sensul că urmează o perioadă în care trebuie să accesăm fonduri guvernamentale și fonduri europene. Planul Național de Redresare și Reziliență va aduce multe proiecte în județul nostru pentru punerea la punct a infrastructurii de transport rutier, a infrastructurii de apă și apă uzată, a școlilor, grădinițelor, creșelor și sperăm într-o mare măsură să se extindă și rețeaua de gaz și a început să se facă demersuri în acest sens. La ședința de investire au fost prezenți primarii județului Mehedinți, printre care și cel al municipiului Drobeta-Turnu-Severin, Marius Creciu. Acesta l-a felicitat pe Alin Isuf pentru funcția obținută și este convins că vor avea o bună colaborare. Încep prin a-i ura succes domnului prefect Alin Isuf. Sunt convins că are capacitatea de a duce la bun sfârșit însărcinările acestei funcții, care nu sunt puține și sunt destul de complexe. Aveți și normă de reprezentare, domnul prefect, deci va trebui să fiți de 3 ori mai atent. Sunt încă o dată convins că vom conlucra foarte bine, atât eu cât și primarii din județ. Sunt convins că alături de echipa PNL, cei 2 subprefecți, la fel veți conlucra foarte bine pentru binele nostru al tuturor. Eu sunt mulțumit, pot spune chiar foarte mulțumit de relația pe care am avut-o cu fostul prefect, Cristian Pavel, și cu, așa cum am avut o relație extraordinară și cu domnul prefect Drăghia. Și trecând peste zona politică, care indiferent de situație, ea va exista de-a lungul viitorii colaborări, sunt convins că trecând peste această zonă, veți putea conlucra împreună, veți putea conlucra spre binele județului și a locuitorilor municipiului Drobeta-Turnu-Severin. De asemenea, la ședința de investire au fost prezenți parlamentarii PSD Mehedinți Liviu Mazilu și Alin Chirilă, dar și secretarul de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Bogdan Simcea. Toți factorii decizionali de la nivelul județului nostru, dar și reprezentanții social-democraților în Parlamentul României și în actul guvernamental depun toate eforturile pentru ca dezvoltarea județului nostru să continue. Veștile sunt bune pentru mehedințeni, iar în perioada următoare, cu siguranță, noi proiecte importante pentru cetățeni vor fi implementate de echipa PSD Mehedinți.